Am plecat înspre Gârlă, dar mergem în altă parte. Am plecat pe Stuf, undeva într-un loc foarte frumos. Păi, ce faceți acolo? Vă dați cu Sania? Da. Așa de scurt? Da. De ce nu vă duceți la Gârlă? Ia, ia. O să ne ducem și la Gârlă. Păi, puțin, ia să vă văd cum vă dați cu Sania. Mamă! Bă, e frumos, dar eu mă dădeam în partea alaltă, la Gârlă mă duceam câte 200 de metri. Hei, am ajuns și aici, la Gârlă. Ah, o luăm iar prin zăpadă, prin zăpada pe unde am luat-o și ieri. O luăm așa, bătrânește. Mamă, acum chestia e că s-a mai muiat. Ah. Haideți să vă arăt un pic cum se vede. Și ajungem pe gheața aici. Dar s-a mai muiat gheața. Dar totuși, vă dați seama, e foarte... E foarte groasă, e la fel. Haideți să mergem să vedem cum s-a făcut groapa unde am spart-o ieri. Să vedem dacă a înghețat la fel sau cât de gros a înghețat. Ia să vedem. N-a mai înghețat ea tot așa de tare, dar tot a înghețat. Deci nu se poate sparge, dar se vede. Am găsit un drum pe aici, dar după cum vedeți, e cam subțire gheața și mie să nu se spargă cu mine. Ups, mamă, chiar a trosnit, ești nebun. Mă agăț în pomul ăsta. Ia auziți. Oh my god. Deci vedeți cât de subțire e aici? Hey! Shit, poate se rupe. Gata, e mă. Ce? Ăsta nu e 6? Nu e mă, e pe 9. O avei pe 9 like. Da, așa ca să ne, să ne conectăm. Ia-i mă! Ia-i mă! Ia zi, băgă-mești! Băgă-mești! Vă mor, băgă! În genunchi! În genunchi, băgă-mești! În genunchi! Așa vă vreau! Slugile mele, ia! Slugile mele, te le ba la muncă, ia, la bă, tractoare! Mă sparge camera, mă, ia! Vă mor, băgă-me! Fratele meu, forța! Deci acum, doamnelor și domnilor, cu elefanții mei, unii dintre ei, băiețașii noștri, facem un vlog frumos, să sunăm câțiva elefanți, să vedem dacă răspund. Dacă au chef să vorbească cu noi, dacă poate să răspundă. Deci abunați, bă! Da! Da! Ia zi, hau! Hau! Zi, mă, hau, bau! Hau, bau, că te-am luat! Ia zi, mă, nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Ia zi, am căzut în apă! Căzut în apă! Îl sunăm pe primul abonat, Marian Elisei. Și vedeți că nu răspunde, da? Deci să vadă că l-am sunat. Se aude? Ne pare rău, nu a răspuns. O să încercăm să sunăm pe altcineva. Următorul îl sunăm pe Killer Jack Claw. Băiatul ăsta e de la Budești, un elefant de-al nostru. Bă, m-auzi? Oh, ai răspuns. Sal, ne auzi, boss? Da. Hai că vă bag pe vlog, ne vedeți? M-auziți, mă? Uite, suntem cu prietenul nostru, Alex. Uitați-l pe fratele nostru, Alex. Deci, pe primul l-am sunat, da? Ai răspuns. Hai că te vezi pe vlog, da? O să te vezi diseară pe vlog, da? Că te-am băgat pe vlog. Am zis să sun 10 abonați, prieteni din lista de pe Facebook, da? Hai, salută pe toată lumea. Hai, salute. Zi, vă salut. Da. Hai, salute. Vă salut. Vă
Așa, hai, pa, pa, vă pup. Deci, unul a răspuns, mai sunt 9. Livius Quinky. Vedeți că se aude. Alo. Alo, salut, Liviu. Alo. M-auzi, mă? Salut, profesorul expert. Da, boss. Sunt cel Liviu. Salut, da, păi văd, vezi că te bag pe vlog acum, să-mi filmez acum și te bag pe vlog. Am zis să sunt 10 abonați din lista mea care m-au băgat în seamă pe Facebook. Sunt și cu Alex, îl știi pe Alex, da? Ia, salut, salut-l pe Liviu. Alex, de la mine, din vloguri. Alex, băiatul ăla cu bicicleta, forța. A, ăla micuțul. Da, da, salut-l, ia zi. Salut. Am bicicletă de vânzare, dacă vrea. Lasă-mă bicicleta. Salut, da, da, da. Lasă bicicleta deocamdată, suntem aici, facem vlogul. Ia uzi, are un BMX, BMX 6. Bine mă la bună și zi aici, am un bici. Direct acum aici pe YouTube? Da, filmez acum, filmez și diseară pun vlogul. Hai, salută și tu pe fanii noștri și zile că mai vorbim, hai. Salut! Hai. Auzi, ia să te întreb ceva. Hai că vorbim mai încolo, că dacă acum filmez. Dacă sunt abonat la tine, sunt... Dacă ce? Dacă sunt abonat la tine la pagina și la canal, sunt elefantul tău, adică prieten, cum ar veni. Ești elefantul meu, zici, ești elefantul meu, mă! Ești elefantul meu! Da, da, hai, te pup, pa, pa. Deci, 2, mai avem 8. Să-l urmăriți în continuare pe profesorul expert, că e cel mai bun. Că să moară familia mea și Larisa, să nu vă omor. Mamăi! Mai sunăm pe cineva. Peter, Peter Calauz. Peter Calauz. Ia zi, răspunde-mă că să moară... Răspunde-mă să moară Larisa, nu te bat. Așa, boss. V-a înghețat mâinile? Nu răspunde. Îmi pare rău, sper să se vadă pe vlog și să-i pară rău că nu a răspuns. Deci mai avem încă 8. Ia să-l sunăm pe următorul Mihai Alexandru. Ia, îl dăm pe speaker. Ia să vedem dacă răspunde Mihai Alexandru. Din abonații noștri. Nu răspunde. N-a răspuns. Pe altcineva. Pe... Ia să sunăm pe Tiberiu Voinea. Ia să-l sunăm pe Tiberiu Voinea. După aia mai pe seară o să încerce să mă sune ce, da, am mai sunat, păi dacă n-ai răspuns, ai pierdut. Îmi pare rău, n-ai răspuns nici el. Hai să mai sunăm pe cineva. Sper ăsta să răspundă, Mario Sandu. Ia să vedem dacă răspunde. Alo, hai că tu ai răspuns, salut Mario. Alo. M-auzi? Alo. M-auzi, mă, m-auzi, sunt profesorul expert. Da, te aud. Uite, sunt, facem un vlog. Ce faci? Și suntem cu câțiva elefanți și cu Alex. Cu Alex Nemuritorul și te salut aici și o să te vezi diseară pe vlog. Da, te cunosc, te cunosc pe YouTube. O să da, te pun pe vlog acum, da, uite, fac acum, filmez și am zis să sun 10 abonați, tu ai răspuns, mulți n-au răspuns da. Și salută, spune-le o vorbă da, la... Serios, mă, da, mă, o să te vezi diseară, acum vorbești cu mine la telefon, hai, salută-i pe băieții da. Ăștia. Hai, transmite-le ceva prietenilor. Da. Hai, mă, transmite-le ceva. Salut, băieți, salut, salut, băieți. De unde ești, de la Budești, da? Nu știu, am emoții, așa, da. Bine, hai, te salut și am să te uiți diseară. Lasă emoțiile, nicio problemă. Asta da. E, ce n-au făcut alții fac eu. Hai, te pup, pa, pa. Da, mă uit. Ok, dragii noștri, să mai sunăm pe șapte. Încă cineva. Manu Mătrescu, ai video foarte fain pe YouTube, mersi de accept, ia să-l vedem. Să vedem dacă răspunde. În fiecare săptămână voi face chestiile astea cu... Ia, așa cum. Salut. Oh, ciao. Manu? Salut. Băi, ești da, da. Vezi că eu acum filmez un vlog și te filmez și pe tine când vorbești cu mine și diseară te pun pe vlog, ai înțeles? Da, am înțeles. Așa, că am sunat mulți și n-au răspuns. Dacă tu ai fost norocos și ai răspuns, hai, salută-i, spune-le ceva la prietenii noștri de pe YouTube și o să mai vorbim. Hai, spune-le ceva. Mi salut pe tăți. Și să stea șmecheri și să fie elefanți de treabă. Bravo, te pup, zi de unde ești? Arad. Din Arad, te pup, Manu, te pup, să te uiți diseară pe vlog, da? Pa, pa. Ok, ok, mulțumesc frumos, ceau. Ia să vedem cine mai e, ia să sunăm pe Dena Dena. Ia să vedem dacă răspunde, dacă vrea să vorbească cu mine. Și țineți minte, în fiecare săptămână voi face chestia asta. Deci ne pare rău, Dena, Dena, nu ai răspuns. Ia să-l mai sunăm pe cineva, pe Alex Mușat. Ia, îl dăm pe speaker. Văd că sună. Să vedem dacă are plăcere să vorbească cu noi. Încă sună și o să-l las să sune până răspunde. Dacă nu răspunde, la revedere, nu-i mai sun.
Îmi pare rău, nici Alex Mușat nu a răspuns. Să mai sunăm pe altcineva. Ia să mai sunăm pe Eduard Edi. Să-l dăm pe speaker. Da. Salut Eduard. Salut. 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 Uite, filmez un vlog și ești în direct acum, dar nu în direct. Te înregistrez și sunt și cu Alex. Uite, te salut Alex din vloguri, prietenul meu. Și o să apar diseară, te bag pe vlog. Am zis, o fac o nouă rubrică cu să sun 10 abonați în fiecare săptămână. Tu ai răspuns, ai câștigat. Da, am înțeles, am spus că am înțeles. Salută-l și tu. Să moară Laris. Ăsta a fost Alex. Salută-i pe abonații noștri și spune-le repede ceva. Hai. Salutare abonați, iubiți. Abonați-vă în continuare la el, e noi, și să fiți activi pe canalul lui, că face o treabă bună, este cel mai tare. A mai făcut vreun YouTuber chestia asta să sune câte 10 abonați în fiecare săptămână? A, nu, n-am mai văzut. Îți spun eu, de acum înainte, dacă ai să vezi, o să se ia după mine. Dar până atunci, să rămânem noi unici, să ne vedem în continuare. Da. Hai, te salutăm. Salută-i, pa, pa. Pa. Ok, dragii noștri, am mai răspuns încă un abonat. Mai avem încă 5. Alex, Alex Suțu. Hai să-l sun și pe ăsta, că uite, ia să vedem, să se vadă aici. Un abonat. Alo? Alo? Mamă, ce repede ai răspuns. Bravo, ești câștigător. M-auzi? Da, salut. Salut, ia spune-ne, de unde ești? Din Arad. Bravo, din Arad. Sunt, știi cine sunt, da? Stai puțin, că nu te aud bine. Hai mă, sunt, nu știi cine sunt? Ba da, profesorul expert. Așa, uite, am început să fac vlogul ăsta, e primul vlog când sună 10 abonați în fiecare săptămână. Și tu ai câștigat pentru că ai răspuns, adică ai câștigat că vorbești cu mine și te salută Alex, băiatul, prietenul meu din vloguri. Salută! Salut! Ok, hai să... Așa, așa, salut abonații și spune-le ceva de încheiere, hai! Bă, salut, subscribe la profesorul expert, e chiar foarte tare și o să apară în video. Da, o să apară în video, diseară să te uiți și în fiecare săptămână voi suna 10 abonați. Doar cei care răspund, care nu răspund, pam, pam. Ok, mersi mult, hai, subscribe la profesorul expert, pa! Pa, te pupăm, Alex Suțu. Haide să mai băgăm repede că mi-a înghețat mâna, nu de alta. Câte grade stă afară, fratele meu? 25. Cu minus, a? Da, minus 25 de grade. Ia să vedem, îl avem pe Cosmin Ghiberdicu, care văd că a încercat să vorbească cu mine și n-am putut să vorbesc, ca de altfel nu pot să vorbesc cu toată lumea. Sunt sute de abonați care mă sună zilnic și le răspund și eu doar celor care pot și care am timp. Și când am timp. Ia să vedem dacă vrea să vorbească cu noi. Ne pare rău. Mai e Vârban Mihai, răspunde că vreau să te întreb ceva. Bine, mi-a lăsat mesaj. Ia să vedem dacă răspunde. Mamă, să ne le alecuse. Hai că vă trag eu un pic aici, la sfârșitul vlogului, vă trag un pic. Păi și normal. Așa, deci nici Vârban Mihai n-a răspuns, ne pare rău. Poate săptămâna viitoare ai să răspunzi. Îl avem pe Alex de sigur. Ia să vedem. Alex de sigur, ia. E bine că se vede și poza lui, să vadă că i-am sunat, nu facem niciun fake. Cine mai îmi scrie sunt abonații care a spus mersi de surpriză. Dar diseară o să se vadă pe vlog. Ia să vedem dacă răspunde. Are plăcerea să vorbească cu noi? Da. Alex, desigur, salut! Salut, ce faci? Fac o nouă serie de vloguri, iar vlogul ăsta îl înregistrez. Adică ești în direct cu mine și cu Alex, prietenul meu foarte bun, elefantul meu numărul 1 de pe vloguri. Și am zis să te sun, o să fac în fiecare săptămână acest vlog și... voi suna câte 10 abonați în fiecare săptămână. Transmite-le ceva abonaților de pe YouTube care o să se uite la tine. Spune-le ceva. Perfect. Salut! S-a necat, mă. Ok, ia spune, de unde ești? Din Craiova. Din Craiova. Bine, Alex, te pupăm și poate mai răspund și altă dată, da? Hai, pa, pa, te pupăm. Da. Pa. Deci am mai răspuns încă un abonat. Hai să-l sunăm pe Antonio Boss. Ia să vedem, care m-a și sunat de câteva ori. Acum are șansa să vorbească cu mine în direct. Să vedem dacă poate să răspund. Și îl întrebăm și de unde e. Asta numai dacă răspunde. Hai, hai, răspunde. Ne pare rău, nu a răspuns Antonio Stancu. Sper să se uite
și să-i pară rău că nu a răspuns, să fie altă dată mai activ. Îl avem pe Bogdan Bora. Ia să răspundă și el dacă vrea să răspundă. Îl băgăm pe speaker. Are poză. Are poză, are poză, ia uite. Ia zi, răspunde, bă! Ia să vedem dacă răspunde. Ne pare rău. Zice că is in another call. Ne pare rău că nu răspunzi la telefon. Pe altă dată să nu mai spuneți că nu vă sună vloggerul vostru preferat. Hai să sunăm pe Cristi Cristi. Ia să vedem dacă vrea să răspundă Cristi Cristi. Recording voicemail. Ne pare rău, nici el nu a putut să răspundă. Așa, cine n-ați răspuns, nu mă mai sunați. Hai să-l întreb, să-l sunăm pe Sebi SSA. Ăsta e băiatul acesta, e din Tânganu. Să vedem dacă răspunde. Ne pare rău, Sebi, nici tu n-ai răspuns, nici tu nu apari pe vlog. Ia să-l sunăm pe Neme Leonard. Ia să-l sunăm. Îi dăm un țâr, să vedem dacă răspunde prietenul nostru. El e elefantul nostru, mă. Hai, mă, răspunde, mă, hai. Nici el n-a răspuns. Hai să-l sunăm pe altcineva. Se pare că elefanții nu vor să vorbească cu noi. Alin Aze. Ia zi, mă! A răspuns. Mă auzi? Alo. Da, da. Salut, sunt profesorul expert, cred că știi asta. Da, zi, profesorule. Așa, fac o nouă serie de vloguri. În fiecare săptămână voi suna câte 10 abonați. Tu ai răspuns, bravo. Ai răspuns, ești în direct cu noi. Eu filmez acum vlogul. O să-l pun diseară să te uiți. Salută-i pe abonații care se uită la noi și spune-le ceva. Să spun ceva abonaților. Da. Hai, că ți-am dat și cameră, hai. Asta e foarte prost. Nu te aud bine. Ok, salută-i pe abonați. Spune-le ceva, hai. Uite camera de filmat aici. S-a oprit. Mă auzi? Alo, profesore. Nu mai conecta camera, că nu prea ai semnal bun. Profesore. Hai, mă, spune-le ceva abonaților. Hai că n-avem mult timp. Salut abonații și zi papa și vă pupăm. Hai. Salut abonaților, elefanților. Abonați-vă la. Și de unde? Spune-ne de unde ești. Dați un like. Îți din Turda, județul Cluj. Ok, să te uiți diseară la vlog, da? Da, mersi. O să postez, te pup. Pa, pa. Vă salut, vă pup! Și, da. Noi te pupăm. Ați văzut ce frumos? Răspunde la telefon, te bag. Nu răspunzi, nu te bag. Ce să mai vorbim? Ia să-l sunăm pe Fabrizio PZO, da? Mai fie doi și gata. Am înghețat aici, să moară Larisa, s-a și întunecat de când facem vlogul ăsta. De când ne rugăm de abonați, răspundeți la telefon. De două ore. Ne pare rău, nici Fabrizio PZO nu vrea să vorbească cu noi. Hai să mai luăm pe cineva. Alejandro Alez, da? Ne pare rău, nici el nu vrea să vorbească cu noi. Ia să vedem pe cine mai sunăm. Voi aveți chef de joacă? Da. Mai ne încălzim și noi, că tărăcie mare, frig. N-avem lemn. Ia să-l sunăm pe Alex Potică. Hai, Alex Potică, hai. S-a și întunecat afară. Puteam să fac vlogul ăsta la căldură, da? Am zis să-l facem afară, pe gheață. Se pare că nu vrea să răspundă nici Alex Potică. Deci nu răspunde nici Alex Potică. Ia să-l sunăm pe Sorin Norocel. Hai să vedem, răspunde sau nu răspunde abonat. Ce faceți, mă, vă încălziți? Nu răspunde nici Sorin Norocel. După cum se vede, nu vrea să vorbească cu noi nimeni în seara asta. Ia să căutăm aici. Ia să vedem pe Alex Rânciog. Să-l sunăm, să vedem de unde e. Ce aveți, mă, ce aveți? Am dat bomba în voi. Nu mai înjura, bă. A răspuns. M-auzi? Auzi? Da. Salut, uite, sunt profesorul expert, cred că știi asta. Da, știu. Așa. Fac o nouă emisiune de vloguri, în fiecare săptămână sunt câte 10 abonați. Tu ai răspuns și bravo, o să apar pe vlog, să te uiți diseară. Spune-le ceva abonaților care se uită la tine în momentul ăsta. Adică eu să fiu pe canalul tău de YouTube? Da, direct în vloguri. Spune-ne de unde ești și transmite-le ceva abonaților. Păi, eu sunt din Buzău, dar acum sunt în Spania. Și le transmit abonaților tăi să
să te urmărească în continuare. Ok, te pupăm și diseară să te uiți la vlogul ăsta, o să-i dau share pe Facebook și să-i dai și tu share, da? Da. Hai, te pupăm, pa, pa. Pa. Ia să mai sunăm pe Max Ghenade. Ia să vedem dacă Max Ghenade răspunde. Did not answer, ne pare rău, nu vrei să vorbești cu mine. Pe Roberto Vasilică. Hai, ne pare rău, nici Robert Vasilică nu răspunde. Și mi-e mingheață mâinile, deci chiar așa mă urmăriți 17.000 de persoane și nu răspundeți unul la telefon. Deci mai avem pe Cătălin PMC. Ia strigă mă Alex la ei zi, bă, de ce nu răspundeți, bă, că înghețăm de frică? Bă, de ce nu răspundeți aici, că înghețăm de frică, să moară Larisa? Să moară Larisa de nu înghețăm de frică. Ne pare rău, nici Cătălin PMC nu răspunde, deci să mai căutăm. Nu vrea nimeni să vorbească cu noi. Ionuț Oficial, hai să-l sunăm și pe Ionuț Oficial, hai, poate ăsta răspunde. Deci mă rog de voi să răspundeți, să vă pun pe vlog. Chestia la aceste vloguri care le voi face săptămânal este că nu am să anunț pe nimeni când să răspundă. Dacă vrea să răspundă, bine, nu vrea, iar bine. Deci nu poate nici Ionuț Oficial să răspundă, ok. Hai să-l sunăm pe David Pârvulescu, să moară Larisa de nu am înghițat de frig. Data viitoare voi face vlogurile în casă la căldură, ia zi-mi. Lasă-mă, că eu așa am venit să filmez vlogurile, am zis să fac vlogul, să sun pe fiecare. O să se ia toți după tine acum. O să se ia toți, treaba lor, să se ia. Știu că eu am început primul. 10 abonați care nu răspund la telefon. Not reachable, ok. David Pârvulescu, nu vrei. Hai să-l sunăm pe cineva. Băi, nu mai arunca mă Sania. Hai să sunăm pe Nicolas Chicos. Ia să vedem, bosule, răspundos? Că estos, Nicolas? O, oh, a răspuns, în sfârșit ai răspuns. Ce faci, mă? De unde ești, boss? Ia spune. De unde ești? Mă, tu știi cu cine vorbești? Da. Cu cine vorbești? Da, știu. Cu profesorul expert. Ok, te-am sunat pentru că fac o nouă serie de vloguri. O să sun săptămânal câte 10 abonați, da? Și tu acum salută-i că te înregistrezi, salută-i pe cei care se uită la noi acum, că o să te uiți diseară la vlog și tu. Și o să apari pe vlog live, că ai vorbit live cu mine. Deci, salută abonații, transmite-le ceva. Salut abonații. Salut abonații, nu prea s-a înțeles, da? Luați-vă, mă, după câinele ăla. Ok, te pupăm și să te uiți, diseară pe vlog, da? Da. Pa, pa, salut! Pa, pa. Haideți să sunăm și ultima persoană pe Andrei Ionuț. Haideți, frații mei, răspundeți la telefon că am înghețat aici. Pare rău, nici Andrei Ionuț nu vrea să vorbească cu noi. Cineva îmi zice, profesor, am rămas șocat că m-ai sunat. Ca să vă arăt că țin la voi și vă iubesc, o să sun în fiecare săptămână câte 10. Ia să-l sunăm pe Daniel Town. Ia să vedem. Hai că sună, să vedem dacă și răspunde. Ultimul abonat, sper să fie ultimul. Da. Oh, salut domnul Daniel. Oh, ne-ai salvat. Salut. Uite, stai de vorbă cu cine ce știi faci? Tu că stai, da? Deci cu cine stai de vorbă? Cu profesor expert. Fii atent. Ești ultimul care a răspuns și o să te bag pe vlog, pentru că eu fac o emisiune care niciun vlogger de pe pământul ăsta n-a mai făcut-o. Am să sun câte 10 abonați în fiecare săptămână. Da. Iar tu ai fost ultimul care a răspuns, am sunat, foarte mulți n-au răspuns și sunt pe gheață, fac vlogul ăsta de pe gheață și te auzi direct cu Alex, băiatul ăla cu bicicleta din vloguri, elefantul meu numărul 1. Salută-i abonații, da. Transmite-le ceva acum în direct live când vorbești cu mine. Și te și vezi. Spune-le ceva. Salut. Vă pup pe toți elefanții mei. Așa, da, așa. Și voi like. Normal, asta și like și share. Asta vreau și eu, să las abonații mei fără nicio vorbă, să nu mai aibă ce spune, să fie mirați și să se și mulțumească. Adică niciun YouTuber n-a făcut chestia asta, nu? Presupun. De când te știi tu? Ai vorbit cu vreun YouTuber vreodată? Luați-vă sănile, băi. Să că acum, acum. Ia, vezi, mă auzi acum? Da.
vreun youtuber din, de când te știi tu și te-ai uitat la youtuberi, la toți youtuberi ăștia? Te-a sunat vreun youtuber, ți-a spus ceva, ți-a răspuns la vreun mesaj, ceva? Sincer. Nu. Vezi, eu sunt singurul care încerc să iau legătura, eu să sun abonații, câte 10 în fiecare săptămână. Deci, da, te pupăm și să nu uiți, să, dai, să te uiți diseară la acest vlog, da? O să postez pe Facebook. Pa, pa! Dați și voi like, share și subscribe. Ok, dragii noștri, ăsta a fost vlogul, am super înghețat. N-am mai rămas decât doi elefanți cu mine. Eu am vrut să vin singur să fac foc, n-am mai făcut niciun foc pentru că nu e bine să faci foc aici și ne topeam, cădeam sub gheață. Deci, vă pup și nu uitați, în fiecare săptămână am să sun 10 abonați, că să moară Larisa. Ia zi-mă, vă arunc în aer. Vă arunc în aer. Vă omor, murim aici în aer. Mamă, cu tremur. Deci o să sunăm, dar să răspundeți și facem cerculețe cu Sania. Vrei să vă trag cu Sania? Da, bă! Da! Hai să-i trag. Hai! Deci e întuneric, nu știu ce puteți vedea. Bă, vin aici ca să se vadă. Hai să-mi torc. Ce-n cal, bă! Hai, da! Hai, clapă! Aici, băi, aici, ce aia și ăsta moare? Repede de încheiere, de încheiere să tragem abonații cu Sania, că au înghițat cu mine aici. Haideți, mă, vă trag pe amândoi sau cum facem? Face Sania, trebuie să... Câte una, mă! Câte una? Păi stați amândoi pe Sania, hai! Nu pot! Hai, mă, hai! Cerculețe tale aici, vei și... Hai, cerculețe, dă-mi și aici, pe mă! A, uite-l, băi, uite! Ia, bă! Ce ați fac acum, băi? Nu m-ați văzut acum! Ce cai, mă! Yeah! Ia uite și pe asta, dacă tu de ce râzi, mă, așa? Bă, bă! Dă-te, bă, așa! Dă-te, bă, așa! Hai! Hai că am căzut! Hai, vină, mă, să te tragi cu mine! Hai că a dat cu mine de groapă! M-a dus pe bate! Ia uite, bă, bă, bă! Gata! Am înghețat! Mi-a înghețat mâinile? Am și căzut! Vezi că ai căzut, băi! Cu voi a fost profesorul expert! Nu uitați să vă abonați! Like și subscribe! Și nu uitați! Ești curios? Perfect! Urmărește profesorul expert! Wow!